Dacă nu știți ce să faceți în timpul liber din acest weekend, vă venim noi în ajutor cu câteva sugestii. Nu de alta, dar este păcat să nu ne bucurăm cu toții de zilele frumoase de toamnă care au mai rămas. Sâmbătă 16 septembrie, începând cu ora 9, sunteți invitați cu toții să participați ca voluntari la Ziua de Curățenie Națională 2023, Let's Do It Romania. În cele 9 ediții desfășurate începând cu anul 2010, în România s-au mobilizat aproximativ 2.200.000 de voluntari și cu ajutorul a 500 de companii și 1.900 de primării s-a reușit strângerea unui total de peste 23.500 de tone de deșeuri. Tot sâmbătă 16 septembrie puteți lua parte și la o serie de evenimente artistice și culinare organizate cu ocazia Zilelor Maghiare ale județului Hunedoara la Castelul Corvinilor, începând cu ora 9. Microbiștii sunt așteptați sâmbătă 16 septembrie de la ora 11 la stadionul Mihail Klein, unde Corvinul Hunedoara primește vizita celor de la CSM Reșița într-un meci din etapa a 6-a a Ligii Secunde. Din această seară și până duminică, 17 septembrie, prima ediție a Simeria Fest, un nou festival apărut în județ. Spectacolele se vor desfășura în centrul civic al orașului de la orele 18 și 21. Duminică 17 septembrie de la ora 19 la Teatrul de Artă din Deva sunteți invitați la un spectacol de improvizație coordonat de Mihai Panaitescu, Devastatorii. Și dacă mai aveți ceva timp liber și după acest weekend, puteți participa luni, 18 septembrie, de la ora 18, la vernisajul expoziției personale John Pârva la Sinagoga din Orăștie.